Ziua este data de 20 martie 2015, o zic cu ghinion aici pentru o supernovă, eu însă că e a mea. A fost lovită, a fost evitată groapa asta, a luat pe dreapta, am înțeles, în afara carosabilului și supernova era trasă pe dreapta acolo. Și a fost lovită și împinsă 3 metri. De Opel acela. Mașina era chiar la Salcâmiște aici. Este împinsă 3 metri. A evitat groapa și a luat-o pe la carosabilul. Spa radiatorul. Probleme cam grave. Sau la pescuit. Înțelegi? Nu știu. Cornel e acolo? Eu vreau să vă răspund Cornel că a dat telefon la poliție și nu prea să vină nimeni. Nu. Eu a intrat. Da, dar ce că a vrut să evite groapa aia, a luat-o pe pământ și aici e mașina și a vrut să facă. Uite, să văd și urmele, vei? Uh-huh. Uite urmele cum vin. După ce a lovit, a luat așa drept, stângă. Păi nu știu dacă, păi nu știu, poate din cauza vitezii n-a avut dinsul mai să redreseze. Văd urmile. Mașina era parcată pe dreapta și am prins. Văd urmile de ieșire, tras stânga, uite. Nu, am prins-o mult. 3 metri. Păi dacă de aici a luat, uite de acolo. De aici a luat, de la sau când. Unde ai mașina? Aia e? Nu, aia mea. Opelul ăla, opelul ăla. Nu. O colonă din fața lui. Da, mașina am plătit. A, aia, da. A, pe eu am zis că o fost a mea. Da, mă. Să vezi că vine eu nu știu mașina. Nu văd ce că are. Sunt multe parcate cu curata pe asta. Da, ălea curata pe asta mea. E a mea, e păcate. Aia e mașina cu oricine. Mulțumesc și-o sculele de acolo, că mi l-am lăsat toate crema de acolo. Aia l-o vizi, HD07 Bio. Păi de ce zic că stăm noi aici, mă, mă, ce? Păi zice că are. Casco? Nu știu dacă o vezi. Aveți casco? Casco aveți? Păi nu e dânsul. Da. E domnul de acolo. Dar nu știu că erau cotii pe ăla. Nu, s-a auzit, eram în partea, s-a auzit bubuitură de acolo. Dacă am mutat-o 3 metri. Auzi, piesă. Auzi, mai bine dădea pe în groapă, mergea în față, el a evitat groapa și a dat în ea. El a ieșit de groapă, a ieșit în lateral. Știi că așa e tentă. Deci că nu era mașină, nu venea mașină de aici, era pe acolo. Vedeți că au oporit după aia? Da. Păi să văd urmă. Mă dau filmez pe a mea sau numai pe a mea sau și pe a lui? Și pe a lui, de acord. Nu e de la casă. Păi nu trebuie să ținem și cine a lovit-o? Păi normal. Da. Păi iau și numărul, eu. Păi am luat pe aici, pe poate pleacă asta până din pusculele. Da. Nu pleci fără dovadă. Nu plec, domnule. Nu pleacă omul, e omul cinstit. Păi, da. Ce drept. Ideea e că trebuie să stai pe-n servis cu el. Hai. Cum? Zic că e mai rău că trebuie să stai pe-n servis cu el. Nu-i două figură. Da. O repară ei. Păi ce să-i fac? Legea spune așa? Păi, da. Dacă nu s-a mai putut redresa, asta e. Și astea nu trebuie trase aici. Că știu că a venit mereu poliția pe aici. Trebuie să vadă și aici acum, unde a avut-o. Trebuie să vadă și unde a avut-o tras. Dacă era pe ăla, pe carosabil n-a. Pe carosabil a fost. Uite, păi ăstea până sunt pe carosabil, le vezi parcate? Uite-o, ăsta măcar e începător, dar ce treabă are începătorul cu... Vezi? Da. Mai e... Știu, e din pesca. Dar vin mereu alții.
Dar radiatorul a fost afectat la mata, nu? Vă că e înduit. Nu ai mai putut să mai ridici capul. Uite așa am pățit, dar eu am ațipit la volan și am intrat cu ea. Nu am ațipit, domnule, uite, am groapa aia, am oporit-o și a fost prea aproape aici. N-am mai avut cum să o mai redresez. Stânga, să iei stânga. Am luat eu, dar degeaba, total am luat, dar nu vezi? Păi dacă ea poate a fost mai, că mai aproape, s-a mai, ați mai împins-o așa? Da. Mașina s-a mai împins. A fost aproape și de groapă. A fost. A fost aproape de groapă, nu mai are. Nici la un metru n-avea mai. Și venea și mașină, parcă am pus. A venit mașină, venea și mașină. Eu pentru aia m-am ferit. A zis să iei puțin stânga să nu intri în groapă, că și groapă-ți rup roata. Păi. Azi viteză, ca să mai e una o groapă mare încolo. O, aia e mai. Mai știi, pericol. Da. Acolo de multe ori te ducem, totuși. Acum trebuie să se vadă cine e vinovat, că da, dacă v-ar găsi vinovat, trebuie să o faceți dumneavoastră, că nu? Păi, mă asigurare, ce să-i fac? Păi zice că dacă aveți casco, vă face și patru asta, dacă nu aveți casco. Nu, eu nu mai, o duc la vremea, domnule. Și că arată bine mașina. Arată, da. Eu am ațipit, am băgat vreo 60 de milioane în a mea, când am ațipit, am dracuia în capul pădurii, am rupt și... Dar am pe nepotul cu tinichigeria. El mi-a făcut, nu s-a băgat niciun. Adică s-a băgat, dar să le dau 20 de milioane. Și ăsta mi-a luat 10. Dacă aveți nevoie de o muncă, cu asta se ocupă. Uiteați cum am făcut-o, la fix. Și tot așa, capota îmi spărsese și parbriz. La mine. Că pod frontal e nasol. Când iese să vină ghinionul, n-ai putea. Așa e să trece. Eu am menis cu neoperească, atunci de la accident mi s-a rupt, dar... Da, da, uite, vezi că și asta, apărătoarea asta care vine, asta s-a dus drept. Da. Trebuie asta cu tot. Ideea să nu fie afectat uite. Motorul, că la mine motorul n-a fost afectat. Uite, furtunii pe aici, ție să mai nu mai... Ăla e de la circuit, de răcire? Da. Da, cu știu. Dar ce stai aici, nu? Nu, sunt la pescuit, vin... La pescuit aici. Sunteți aici din sat? Da, ce sunt. Oh. Oricum, capotă, aripă, trebuie bara de față. Și ce mai fi mendirul, farul. Trebuie mult. Trebuie. Dar oricum le-i la second hand, că și omul de la luat la second hand. N-ai. Ei, la bibilic, toate trebuie. Bare, vei, adică la lovitură și Supernova și asta? Parcă e lovitura la fel și la aia s-a destrămă și la asta. Păi, nu zici că asta e mai tare și nu s-o... Au, știi ce a fost bine? Că n-ai mai acuroșat și pe aia care se ducea. Păi, știi? Venea așa, așa două... Știi o treabă. Venea și ăla. Aia e prost. Că te, se poate ricoșa. Să fac, că e fier. E bine că nu e accident cu om. Astea fierile se mai fac, am trecut și-o până asta. Ce au zis polițiștii? Vine cumva? Nu. Nu vin, nu? Nu. Păi nu e, că Romica nu e aici, că nu. A, trebuie să-i chemați pe cei din zona, dai. Păi eu ăștia, dai, vine. Ce din vine localitate, de unde-i? Mă, dar mereu s-a întâmplat, dai. Ce ar trebui să fac aici? Ăsta, oprirea interzisă și când te oprinde să-ți ia carnetul. Da. Că așa mereu se întâmplă. Te mai rup lumea, oglinzile. Mereu se întâmplă. Cum să intre două mașini pe semna? Că n-ai timp. Vezi?
Eu da mi-a fost și frică, am pus-o acolo, mai la coadă. E bine acolo. Acolo au loc lejer. Din carosabil, bineînțeles. Au loc lejer acolo, ce zic? Nu știu. Thank you.